Neața, dragi prieteni, o zi în care vom ajunge în Suedia. Momentan suntem încă departe, departe de mal. Mai aveam undeva la 12 ore. Asta înseamnă vreo 200 de kilometri totuși până ajungem la pilot, după care luăm pilotul și mergem în port. Ajungem noaptea la ora 9:10, după care avem de descărcat cele 20.000 de tone de gaz etan în stare lichidă. Nu durează mai mult de 20-24 de ore descărcarea navei. Și în timpul acesta avem de descărcat gunoaiele, avem de descărcat rezidurile pe care le avem la bordul navei, produse până acum, undeva la 12-13 tone. Vedem exact cât putem să descărcăm. Și momentan cam atâta este update-ul.